ceea ce se întâmplă în Mâncea și Părintele, într-o frumoasă tradiție pentru Părala Solemnis, dar și pentru casa ei, Biserica de la Mocalist, Concertul de Părinte. Este o perioadă în care așteptăm cu nerăbdare învierea și de aceea ne-am gândit să vă purtăm muzical până la Mâncea, pentru a putea mai apoi să ne bucurăm de sănătatea Sufletului Românesc. Vom porni de la lumină, o să ajungem în adâncimile disperării, dar pentru a putea în final să ne scăldăm în căldura și măreția dragostei divine. Trebuie să vă spun că în ultima lună, Corala Solemnis a fost un concert pe scena Universității Naționale de Muzică din București, din cadrul stagiunii culturale Paul Constantinescu, în care a avut și o prezență în Festivalul Național Luna Vestie, desfășurat la Parcul Național al Copiilor din capitală. Am dorit să vă urăm tuturor celor prezenți, cei care au nume de floare, un sincer la mulți ani, pentru că avem și noi, pentru corul nostru, o floare cea mai mare. Exact.